Salutare și bine ați venit la Best Electric Car România 2023. În spatele meu sunt cele 7 mașini finaliste și jurnaliștii care o să le testeze. O să vă spun foarte pe scurt care este planul și o să am nevoie și de ajutorul vostru. Vom pleca din București până la Iași cu 7 mașini. Suntem 14 jurnaliști împărțiți în echipe de câte 2. Deci, practic, va trebui să facem o rotație la fiecare 50-60 de kilometri, să ne schimbăm dintr-o mașină în cealaltă, ca să apucăm să mergem cu toate cele 7. O să ne împărțim, odată o să stau în dreapta, odată o să conduc. Ideea este următoarea. Pentru că timpul este foarte scurt și trebuie să descoper cât mai multe lucruri despre mașinile pe care le testăm astăzi, o să am nevoie și de ajutorul vostru. Voi face două materiale video. Unul cu drumul de la București până la Iași. Nu știu cât va fi video ăsta de lung. Sunt 7 mașini, totuși un drum destul de lung. Și întrebările pe care le aveți despre mașini, informațiile interesante pe care ați putea să le aveți despre cele 7 mașini, le lăsați în comentarii și le prezentăm în, hai să spunem, în plimbarea de întoarcere de la Iași până la București, și atunci o să avem și concluziile cu fiecare model în parte. Cred că este destul de clar, o să fie agitație pentru că trebuie să ne schimbăm destul de des, cam la 50-60 de kilometri am calculat eu. O să ajungeți să cunoașteți și membrii juriului. Eu zic că reușim să ne organizăm destul de bine. Prima oprire pe care o să facem va fi, și singura de altfel, pentru încărcare, va fi la Simigeria Luca, pe șoseaua de centură în Focșani. Este un loc unde mă opresc de foarte multe ori când mă duc spre Chișinău sau spre zona Moldovei, pentru că acolo e o stație de încărcare dublă, două porturi de 75 de kW. Sincer, s-ar putea nici să nu avem nevoie să încărcăm multe dintre mașinile din concurs, pentru că ar putea să ajungă de la București până la Iași doar cu un plin de baterie. Dar ne vom opri pentru că vrem să facem și noi o pauză, să mâncăm, să discutăm despre mașină și așa mai departe. Bun, cred că este suficient această prezentare, această introducere, și o să discutăm mai multe pe drum. Haideți să mergem până la Focșani. Prima mașină cu care vom merge este acest Audi Q8 e-tron, sau cum se mai spune, FET e-tron. Scrie acolo numărul 1, deci este echipa câștigătoare. O să fac echipă cu Radu Buhăniță de la Autotest, o să-l cunoașteți, nu cred că este pe aici. Acolo văd că sunt discuții aprinse despre echipe, despre plimbarea asta. Haideți să ne uităm puțin la mașină. Avantajul este că este întuneric în parcarea subterană și putem vedea iluminatul ambiental. Ia să închid eu ușa așa, ca să vadă mai bine. Ia uitați ce frumos arată. Și în față, și în spate. Avem un portbagaj generos. Toate informațiile despre fiecare mașină o să le pun pe ecran, pentru că sunt foarte multe informații. Nu vreau să ratez ceva. Și ar fi foarte greu să discutăm despre specificații, pentru că ar dura foarte mult acest video. Deci prima mașină cu care mergem este Audi Q8 e-tron. Nu știu care este a doua, dar o să vedem foarte curând. Ce avem aici? Domnul Mitran nu mai are nevoie de prezentări. Salut, da? Nața. Perfect, salut, Nața. Avem fișa cu... O fișă? O fișă de la Audi în cazul ăsta, de la Audi Q8 e-tron. Tu ai fost ideea asta? E bună ideea. Nu am fost eu cu ideea, eu doar am pus-o în practică. A fost Răzvan Scăieșteanu, alt membru din juriu. Eu doar m-am gândit ce am putea să trecem în ea ca să fie relevant. Și practic, în afară de procentul bateriei și kilometri, nu ne interesează altceva. Corect. Deci practic la fiecare mașină avem câte o fișă de genul ăsta. Exact. Și ce o să trecem aici? Deci la plecare, nivel baterie, autonomie estimată, care oricum o să fie proastă pentru că mașina e rece și toate astea se va nivela pe parcurs, și kilometri total ai mașinii la plecare. După care ajungem în Focșani, la fel, nivel baterie la sosire, autonomie estimată la sosire, kilometri totale mașinii la pauza de încărcare. Și apoi și la plecare din Focșani, după ce încărcăm, nu? Exact. Ca să... Și aici mai avem un parametru în plus. Ia la Focșani avem încărcată cu un total de câte minute, da? Corect. Noi ne-am planificat cam 20 de minute de mașină. Da. Și un total de câți kilowați-oră. Și în felul ăsta, văzând kilowați-oră și minutele, o să ne dăm seama cât de repede se încarcă fiecare dintre mașinile astea în contextul super respectiv. Oricum avem o limitare. La Focșani stațiile sunt de 150, adică 2x75. 2x75, deci maxim o să testăm până la 75 de kW. Da, spun eu că e suficient. Din experiența ta cu mașina electrică, n-ai nevoie. N-ai nevoie la mai 75 mult de kW, deja la orice mașină în asta faci plinul mai puțin de o oră. Deci da, da, și chiar mai puțin. Și chiar sunt mașini care am putea să ajungem până la Iași. Sunt mașini care vor ajunge până la Iași și fără încărcare, fără dubiu. Da? Dar noi o să încărcăm pentru că trebuie să testăm și lucrul ăsta. Exact. Da, super. Gata. Mersi, la fel. Aruncăm o privire în spate, ca să vedem aici display-ul ăsta frumos, de fapt display-ul. Niște butoane pentru temperatură, pentru ventilație, arată foarte bine. Domnul Radu a venit, o să fie șoferul în primă fază. Eu o să merg la întoarcere,
vreau să pot filma ca să discutăm cât mai multe despre această mașinuță. Gata, suntem în pole position, mașina numărul 1. Am obținut cel mai bun timp, ca de obicei. Acolo este mașina de asistență, o Kia Sportage. Da, este un Sportage plug-in hybrid, nu? Plug-in hybrid. Deci are o baterie. Are o baterie. Nu foarte mare, dar totuși e o baterie. Salut! 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 Tu ești safety car-ul? Da. Super, gata. Hai să mergem. Ce liniște s-a făcut toată lumea în mașini. Ia uitați. Și pe stânga și pe dreapta. Salutare, domnul Robert. Așa, acolo avem și Aria și i7. Da, gata, avem toate mașinile. Am plecat din București, mai avem puțin și ieșim din oraș. Suntem cu această minunăție de mașină. E bine, Audi e-tron are deja istorie. Este deja o mașină cu istorie, cu tradiție pe partea de mașini electrice. Norvegienilor le place foarte tare genul ăsta de mașină și mașina asta în mod special. Este adevărat că până nu demult Audi e-tron era singura opțiune dacă voiai să cumperi un SUV de dimensiunile astea. Nu aveai alte opțiuni. Acum sunt mult mai multe opțiuni în piață și Audi a venit cu acest nou model, hai să spunem un refresh. Mașina pe care o testăm are două motoare, de ce nu, evident, 340 de cai combinat cu cele două motoare, suficient. Nu este o mașină super sport, care să-ți accelereze, nu știu, fulminant de la 0 la 100, are 0 la 100 în 7 secunde și are opțiune de boost la 6 secunde. Nu știu dacă e o opțiune separată, dacă se plătește separat pentru ea, dar oricum, este rezonabil pentru o mașină de dimensiunile astea. Haideți să vorbim despre încărcare. Nu o să avem ocazia să testăm maxim ce poate această mașină, pentru că încarcă pe DC cu 150 de kW. Și poate că o să spuneți, într-adevăr, da, dar sunt mașini care încarcă cu 200 sau cu 250 de kW sau mai mult de atât. Realitatea unui drum lung este că dacă depășești real o putere de 100 de kW și ai stații, deja nu mai e o problemă. Și mai are un lucru interesant, nu știu dacă se păstrează, dar mă aștept să păstreze, Audi e-tron încărca foarte liniar, adică se ducea la 150 de kW și stătea acolo până spre finalul încărcării. Bun, și partea interesantă, am văzut în specificații încărcarea AC 22 de kW. Deci dacă ai o stație de 22 de kW, ai putea să ai și acasă o stație de 22 de kW, și curentul mai ieftin dacă te duci la stațiile publice, îți încarcă mașina, hai să spunem, în 4 ore de la zero. Dar cum? Evident că n-ajungi niciodată cu mașina la 0%, părerea mea că și opțiunea asta de 22 de kW te ajută inclusiv la drumuri lungi. Adică am pățit-o să mă opresc la un restaurant să stau 2-3 ore. Deja dacă stai 2-3 ore poți să încarci pe AC, nu e nevoie să mai încarci pe DC. Deci cam astea sunt specificațiile mașinii. La fel, dacă aveți întrebări trebuie să le lăsați în comentarii sau dacă aveți lucruri interesante de spus despre mașina asta, pentru că o să le discutăm la drumul de întoarcere, așa că o să avem episodul 2. Prima oprire, facem schimbarea. Urmează ce BMW i7. Fișa o lăsăm în mașină. Aia, doar ai tu și-o mălăgit în mână. Nu știu dacă trebuie să o ținem. Am luat-o eu ca să știu ce mașină urmează. Aceasta este mașina și acum întrebare. Domnul Radu, unde trebuie să stau? În față sau în spate? Cred că la mașina asta va trebui să stau în spate. Vai, cât de bine arată. Arată într-adevăr super bine. Bine ați venit în sufragerie. O să stau în spate, pentru că trebuie să testăm toate butoanele de aici, pentru că avem mai multe. Ia uite. Avem și tablete pe ușă sau telefoane, dacă vreți. Deci e cât telefonul meu. Senzațional arată. Da. Chiar sunt curios să vedem cum se simte mașinuța asta. Da, materialele sunt foarte plăcute. E un textil care cred că se poate întreține bine. Aici avem probabil un încărcător wireless. Haideți să începem să ne jucăm. Deci descoperim mașina. Este prima dată când o văd și eu. Așa că haideți să ne jucăm prima dată cu temperatura. Frumos. Swipe to unlock. Și aici avem foarte multe opțiuni. Telefon, display. Display. Ia să vedem. Fold down. Wow. A coborât televizorul. Și s-au ridicat jaluzelele și în spate. Suntem offline. Ia să vedem. Putem să ne jucăm? Da, este cu touch. Netflix. Ba nu, hai YouTube. A, nu vrea că sunt offline. Poate o să-i dăm internet de undeva. Păcat.
Păcat că n-am timp să testez toate lucrurile astea acum, dar promit să fac un review separat cu mașinuța asta, pentru că sunt prea multe lucruri care pot fi discutate și care pot fi testate. Haideți să vedem fold up. Gata, se duce așa în sus. Și hai să vedem ce mai avem aici. Touch commands, brightness, hai să ne ducem pe meniu principal. Da, sunt foarte multe lucruri. Hai să vedem dacă se plimbă așa, nu. Avem display, seats și hai să vedem dacă avem masaj. Oh, mă durea spatele. Intensitate maximă, viteză maximă. Păi ori facem masaj, ori mai facem. Whole body activation. Gata. Deci vreau să fiu activat pentru următorul test. Deci este clar că sunt foarte multe lucruri pe care le pot seta la mașina asta și pot seta scaunul și mai față. Să vedem dacă... Lounge position. Fiți atenți aici. Da, se duce mult în față. Să știți că în timp ce mașina face masaj, o să pun pe ecran specificațiile mașinii. Putere, dar nu prea mai contează. Incredibil. Da, ce să zic, e confortabil. Puteți să-i dați înainte până la Iași și vin ei după noi. Avem baterie. Confort, materiale, ținută de drum, cel puțin din poziția asta de pasager, n-aș putea să-mi doresc mai multe. Nu știu exact cât e mașina din test, dar dacă am înțeles bine, prețul începe pe la vreo 130.000 de euro și poate să ajungă până pe la vreo 200.000 de euro. Oarecum explicabil, pentru că materialele sunt extraordinar de plăcute la atingere. Avem alcantara peste tot, grilele astea care arată foarte bine. La fel și aici, ia să dăm noi poziția de scaun, să trecem într-o poziție mai normală. Bineînțeles că avem aici niște guri de ventilație care să reglăm fluxul de aer. Avem și aici o cotieră, evident putem deschide, dăm așa în jos și aici avem o clăpiță ca să ajungem în portbagaj. Da, s-au gândit la toate și inclusiv partea asta, vedeți, este acoperită ca nu cumva ochiul fin să vadă plastic. Deci trebuie să vedem doar piele, atât. Trebuie să recunosc că nu sunt un fan BMW, în schimb mașina asta arată foarte bine și cred că pentru oamenii care sunt în categoria asta de buget și caută o limuzină, mașina pe combustie din punctul meu de vedere a murit. Adică nu văd nicio justificare să-ți cumpere o mașină, nu știu, cu motor de 3000 benzină, în condițiile în care ai super performanță cu mașina asta, super confort și un consum care este mai mult decât rezonabil. Văd acolo 23,2 s-a stabilizat. E adevărat, nu este un test de consum, ne-am oprit, am stat cu mașina pornită, le filmăm, deci poate că s-ar putea și un consum mai bun, nu știu să vă spun. O să facem probabil un test mai elaborat, dar per total mi se pare o mașină care îți oferă o autonomie mai mult decât rezonabilă. Că cu ușurință faci 400 de kilometri. Hai să vedem cum va fi trecerea la următoarea mașină, pentru că, na, cu binele te obișnuiești destul de repede. Vedem acum cum ne obișnuim cu o mașină mai normală, într-un buget mai normal. Aici se oprește plimbarea. Ia să deschidem ușa. Bineînțeles că avem buton aici. Ah, și scaunul revine într-o poziție mai confortabilă pentru coborât. Gata. Următoarea mașină pe care o testăm este Cupra Born. Mașina asta trebuie să arate și trebuie să fie mai sportivă decât ID3, pentru că ăsta este spiritul mărcii. Din față clar arată mai agresiv. Uitați ce bine arată. Mie mi se pare că arată mai bine decât ID3. Da, e clar. Când vorbim despre design, e subiectiv întotdeauna. Jantele sunt frumoase și ele. Ia să vedem. 215, 45, 20. Da. Haideți să urcăm în mașinuță. Ah, slavă Domnului că avem și aici masaj, da? Cred că avem masaj. E normal până la urmă, da? Până la urmă e mașină, da? Trebuie să ai masaj. Ia să urcăm. Am revenit cu picioarele pe pământ. Suntem în Cupra Born și haideți să vedem câte diferențe sunt între Cupra Born și ID3. Specificațiile probabil că deja le știți. Baterie de 58 de kWh, aproape 60, 204 cai, tracțiune spate, propulsie, da, ca să fim mai preciși. Și, din câte am înțeles, Cupra ar trebui să aibă și un mod de boost cu 170 de kW, adică de la 150 de kW să aibă și un,
un boost de putere până la 170. Deci asta ar face-o să fie mai sportivă, să spunem, decât ID3. Nu știu exact dacă este o opțiune sau nu, dar o să descoperim lucrul ăsta când ne întoarcem de la, când ne întoarcem de la Iași. Acum, la interior, recunosc evident elemente de la ID3, dar sunt și destul de multe lucruri diferite. Pe ușă, materialul e foarte plăcut aici, un material moale, și îmi plac inserțiile astea. Arată, clar, arată mai sportiv, arată, mie îmi place mai mult. Încă o dată, subiectivă partea asta de design, dar mie îmi place mai mult. Display-ul, imediat mi-am dat seama că este mai simplu decât la ID3. Nu mai avem, la ID3 mai este o bară în partea de jos aici, pentru climatizare. Aici, din câte văd, avem doar partea de volum, ok, plus minus aici volumul, și avem temperatura plus minus pe fiecare zonă. Îmi place mai mult interfața asta, mi se pare mai modernă, oarecum e și normal, e un model mai nou. Îmi plac și iconițele astea cum arată, deci cam aș spune că e, nu e o revoluție, evident, dar este ceva mai sofisticată mașina, ceva mai sportivă decât ID3. Îmi place și cusătura asta în spatele display-ului central și toată zona asta după bord. Arată foarte bine. Văd că și fonturile sunt diferite. Vedeți acolo vitezometru 104. Este un font la fel, mai sportiv, mai agresiv. Am ajuns și la a treia schimbare. Uitați ce elicopter. Suntem urmăriți. Gata și cu ultima schimbare, până la primul popas, primul și singurul popas în Focșani, trecem la Kia e-Niro. Asta e o mașinuță de suflet, o să mă simt ca acasă. Ia să vedem. Am plecat la drum și cu e-Niro. Cam așa arată interiorul. Este clar din aceeași generație cu EV6, pentru că recunosc și volanul și display-ul. Este foarte asemănător cu ceea ce vedem acum pe EV6 și era și normal. Interiorul nu mă deranja la vechiul model, pentru că arăta, mie mi se pare, foarte bine. Exteriorul era cam plictisitor, acum mi se pare că au remediat problema asta. Vedem acolo toate informațiile de care avem nevoie pe ecranul central. Consumul până acum a fost 18.1, deci un consum foarte bun. Și avem aici un ecran cu informații despre baterie, autonomie, cu climatizarea pornită facem 200 și un kilometru, cu climatizarea oprită 209 km mai putem face. Am consumat 52% din baterie, deci probabil că la Focșani să ajungem undeva cu vreo 45%, aș spune eu. Avem o zonă în partea de jos aici cu controlele pentru climatizare și navigație. Dacă o apeși, se schimbă, deci este o bară care schimbă funcționalitatea. O să testăm mașina asta mai în detaliu cu altă ocazie. N-au renunțat la glossy black pe consola centrală. Partea asta nu-mi place. Bine, nu-mi place în general glossy black de la nicio mașină. În schimb, pe bord aici sunt niște materiale foarte plăcute. Îmi place materialul de aici cum arată. Și inclusiv pe ușii un mat, dar un mat catifelat. Se simte foarte plăcut la atingere. Câteva specificații legate de e-Niro. Mașina are tracțiune față, 204 cai. Știu că a scăzut cuplu față de modelul anterior. Oricum, la modelul anterior era foarte ușor să pierzi aderența pe față dacă accelerai tare, pentru că nu putea să pună atâta putere doar cu roțile de pe față. Deci n-aș spune că e un minus, eu nu-l văd ca un minus, dar e o valoare mai mică decât ce am avut pe modelul anterior. Încărcarea ACI de 11 kW și DC avem de 80 de kW. Nu e o valoare mare, s-ar putea să mă înșel, dar cred că este mașina care are cea mai mică valoare la încărcarea pe DC. Compensează prin faptul că e o mașină foarte eficientă. Cam astea ar fi informațiile de bază. Un lucru interesant, cred că mașina asta, dar o să verificăm când ne oprim, are și vehicle to load. Adică poți să scoți energie din bateria mașinii și să încarci altă mașină electrică, dacă vrei. M-am gândit de multe ori să cumpăr o mașină care să aibă vehicle to load, pentru că mașina poate să fie un backup foarte important pentru casă, atunci când rămâi fără curent, când pică rețeaua, când n-ai producție solară și așa mai departe. Am uitat să vă spun un lucru, capacitatea bateriei, nu știu dacă v-am spus-o, 64,8 kWh, cu foarte puțin mai mare decât anul trecut, decât modelul anterior. Modelul anterior avea 64, deci o creștere foarte mică. Și înainte să ajungem la Focșani, vedeți acolo un consum 17,5. A tot scăzut pe tot parcursul, pe tot drumul, și
cred că în condiții mai bune, cu siguranță am fi fost pe la vreo 15 kWh pe 100 de km. Deci, într-adevăr, cred că asta e cea mai eficientă până acum, din ce am avut, da. A avut cea mai mică valoare de consum până acum. Vedeți acolo, Luca. Și avem și un restaurant în partea de sus, acolo ne oprim. Am oprit în Focșani și haideți să vedem valorile. Deci am ajuns cu 46%, am zis că să ajungem cu 47%, deci aproape de la sosire. Nivel de baterie 46% și kilometri avem două valori, 175 și 182. Hai să punem 175 pentru că e autonomia cu climatizare. Autonomie, haide să punem așa. 175 242, 242 de kilometri. Deci mașina a fost mult mai eficientă pentru că acum am văzut că a plecat cu 94% din București. Dacă încarci 100% la București, chiar și pe vreme din asta mai urâtă, în continuare plouă, poți să ajungi direct fără încărcare. O pauză bine meritată. Suntem lângă ID Buzz, mașina cu care vom intra în Iași și ne aflăm la Luca. Ce miros de COVID. Până acum am testat 4 din 7 mașini. Mai avem Toyota, Nissan Ariya care ne așteaptă acolo, Toyota BZ4X și Volkswagen ID Buzz. Aici e locul unde mă opresc de multe ori în drum spre Moldova, spre Chișinău, spre Iași. Îmi place locul ăsta, pe lângă confrigăria de la parter, de acolo, confrigăria Luca, care, na, nu mai trebuie să vă spun că face cei mai buni covrigi. Au pe lângă covrigăria de la parter și acest restaurant, care arată foarte, foarte bine. Și acum vine meritata pauză de masă. Burger, schnitzel, exact ce aveam nevoie. Am terminat popasul de la Luca. Acum urmează să testăm Nissan Ariya. Este una dintre mașinile mult așteptate. Am primit foarte multe întrebări legate de această mașină și trebuie să vă spun că până acum este mașina care a ajuns cu cel mai mare nivel de baterie la Focșani. Ia uitați ce scaune frumoase. Dacă mai avem timp, câteva minute, ne uităm și în spate. Haideți să mor și repede în spate. Repede, așa. Avem spațiu ultra generos. Îmi plac și materialele astea de pe ușă. Vedeți? Foarte plăcută mașina. Avem și un plafon panoramic. Da, tot ce trebuie. Și acum o să ne mutăm în față. USB-C, USB normal, scaune încălzite, da, mașina asta are tot ce trebuie. Haideți să vă arăt ceva. Scaunele astea, am aflat și eu ieri, au o formă specială care ar trebui, în teorie, să te facă să te simți mai confortabil. Și că e o tehnologie de la NASA, nu știu să vă spun mai multe, dar dacă am aflat, mi s-a părut interesant. Și înainte să plecăm, să ne urcăm în față aici. Arată foarte bine consola asta centrală. Close, e-pedal, drive mode, open. Open. Ce avem aici? Ce avem aici? Un torpedo. Un spațiu de depozitare și trebuie apăsat puțin pe buton. Deci nu este un buton cu touch, trebuie apăsat puțin. Și avem și torpedo. Deci un spațiu secret. Bine, secret dacă nu te uiți la video ăsta sau la alte videouri care să-ți prezinte butonul de aici, dar e interesant. Văd că avem și wireless charging. Da, aici este pad-ul pentru wireless charging. Și, ia să vedem noi, era un buton pe aici pe undeva, l-am văzut mai devreme. Ah, aici este. Se poate muta consola, se mută cu totul, fie în față, fie în spate. Și o senzație foarte ciudată, dar plăcută așa de lounge. Poți să duc piciorul, poți să accelerezi. Dacă nu-mi place cum merge domnul Radu, mai accelerăm puțin. Volanul arată foarte plăcut. Suport pentru ochelari. Da, aici toate lucrurile, hai să spunem așa, clasice, nimic special. Aici mai vedem câteva butoane care sunt așa, parcă sunt gravate pe suprafața asta de lemn. Ca design mi se pare că arată foarte bine. Îmi place designul minimalist în general. Așa că, da, e pe gustul meu mașina asta până acum. Am plecat. Haideți să vedem cum se simte mașina. Până acum confortabilă. Am avut niște zone din astea mai denivelate pe 85. Haideți să discutăm despre Ariya. O baterie generoasă, mare, 91 de kWh.
și utilizabil 87, dacă nu mă înșel, putere 242 de cai, tracțiune față, lucrurile, hai să spunem că sunt clare până aici. Este o mașină, este mașina care cred că a ajuns la Focșan cu cel mai mare nivel de baterie, undeva la vreo 60 ceva la sută, ceea ce e foarte bine. A avut un consum până acum de 20,9 kWh pe 100 de kilometri, un consum bun. Dacă raportăm și la capacitatea bateriei, o să vedeți că autonomia este generoasă, într-adevăr este ce trebuie. Îmi place foarte mult designul interior, exact ce vă spuneam, suprafața asta de aici, controlul pentru climatizare, să vedem dacă trebuie să apeși mai tare sau mai încet. Ah, nu, trebuie să apeși mai tare, trebuie să se simtă. Ah, trebuie să apeși așa câte una. Nu poți să faci de mai multe ori, bun. Arată bine ca design. Ar fi putut fi butoanele astea și pe display-ul central, cu siguranță. Dacă mergem pe climatizare, avem și aici aceleași butoane care sunt jos, le avem și sus, așa că putem să controlăm de unde vrem. Adică se putea renunța la astea fără niciun fel de probleme dacă se dorea, să zicem, să fie ceva mai minimalist design și mai simplu de atât. Butonul de volum și aici avem avariile. Arată foarte bine. Ce am observat de prima dată de când am intrat în mașină este rezoluția acestui ecran. Este mai slabă decât la celelalte modele testate până acum. Cred că este cea mai slabă rezoluție, n-aș putea să vă spun cât. Ia să intrăm puțin pe navigație, să vedem cum se mișcă. Da, se mișcă rezonabil. La fel, Apple CarPlay, Android Auto și așa mai departe, astea sunt deja standard, nu cred că mai e cazul să discutăm despre ele. În ușa aici avem și niște memorii, inclusiv pentru un pasager. Materiale plăcute, la atingere, este o mașină plăcută. Un sistem audio Bose, deci avem foarte multe lucruri interesante la mașina asta și cred că este printre favorite, dacă stau să mă gândesc să fac un raport așa de autonomie, baterie, preț. O să facem oricum la final toate analizele astea și o să luăm fiecare preț cu fiecare mașină testată și atunci o să ne fie mai clar, dar până acum mi se pare o mașină completă, să spunem așa. Ce am testat noi acum când am plecat în parcare, am apăsat butonul ăsta de aici care se numește e-pedal, dar noi n-am obținut one pedal driving. Când ridicam piciorul, mașina tot se ducea înainte. Deci cel mai probabil că nu are one pedal driving, ceea ce este ciudat pentru că Nissan Leaf avea așa ceva și chiar au promovat intens lucrul ăsta și e un lucru cu care te obișnuiești foarte repede. Am introdus ca destinație Iași și îți spune cu cât ajungi la destinație. Îmi spunea 190 de kilometri mai devreme, în schimb am depășit niște camioane și atunci am consumat ceva mai mult și acum îmi spune 184. Chiar sunt curios cu cât o să ajungă la Iași. Probabil variază în funcție de traficul pe care îl avem din față. Dacă mergi mai încet, la un moment dat valoarea asta o să crească, dar este interesant că vedem o implementare care este foarte importantă, pentru că valoarea asta, să zicem 183 cât e acum, este practic o rezervă de energie pe care o ai și poți să-ți reglezi foarte ușor stilul de mers. Pot să vă spun că partea asta de drum a fost foarte confortabilă pentru mine. Deci cred că după i7 Aria are cele mai bune scaune. Deci chiar aveam o durere de spate, n-am glumit când am spus, când am plecat din București. În BMW i7 am făcut masaj, a fost ok. Și acum în Aria, într-adevăr, chiar mă simt foarte bine. Deci scaunele astea îmi plac foarte mult. Nu cred că v-am spus despre încărcare. Mașina asta încarcă cu 22 PAC, felicitări, un bonus aici, și 130 PDC. Aș spune că a trecut limita rezonabilă, să spunem așa. Adică peste 100 de kW, deja vorbim despre viteze mai mult decât acceptabile pentru 2023. Gata, hai să facem schimbarea în următoarea mașină. Ne-am oprit și pentru că am avut parte de vreme urâtă, asta înseamnă ca pragurile să fie acoperite. Ușa acoperă pragul și când te dai jos din mașină nu te murdărești. Este un loc foarte frumos să facem un popas. Schimbăm echipele. Doar mașini electrice. Gata, suntem pregătiți pentru penultima schimbare. Trecem în Toyota BZ4X și urmează ID Buzz. Suntem în Toyota BZ4X. Mergem cu cea mai optimistă mașină. Nissan Ariya are un consum oficial de 18,4 sau în jur de 18 și noi am obținut 19,8, aveam la ultima oprire.
Toyota are un consum oficial de 14,7 VLTP și noi avem un consum de 22,1. Este o diferență uriașă, foarte mare. Deci, cu siguranță cea mai mare diferență dintre toate mașinile testate. Toyota spune 450-460 de km autonomie. Nu suntem nici aproape de valoarea respectivă, oricum mai merge, nu am exagerat, nu am făcut nimic ieșit din comun. E adevărat, afară e carosabilul umed, dar e umed pentru toate mașinile din concurs. Ați mai văzut mașina, dar trecem așa rapid în revistă, suprafețe glossy, care nu arată, mie nu-mi plac, rămân amprente în permanență. La fel și pe ușă, la fel tot suprafețe lucioase. În fața aici, pentru că acum am ocazia să stau și în dreapta, nu avem torpedou. Asta este o greșeală de împachetare, din punctul meu de vedere. Nu poți face un SUV de dimensiunea asta și să n-ai torpedou. Adică chiar n-ai avut loc în dita mai mașina să faci, să mai pui un torpedou. Mai ales că în față nu avem franc, nu avem vreun portbagaj în față, deci puteau fi înghesuite multe lucruri acolo. În rest, văd de aici, mi-a sărit în ochi o bucățică care e puțin ieșită în afară. S-aud plasticile cam peste tot. E aici o... Vedeți, se mișcă destul de mult. E adevărat, nu stai cu mâna aici și nu le apeși, dar e bine de știut. Iar ecranul mai are niște mici greierași pe aici, dacă te joci puțin. Nu trebuie să tragi foarte tare, evident, dar ai niște mici greierași. Aici scaunul este reglat în spate. Domnul Radu a avut și a găsit o poziție, dar asta este maxim pe înălțime. Să zicem că a fost mașina în care și-a găsit locul cel mai greu. O altă parte pe care n-am observat-o, dar o văd acum din postura asta de pasager, dacă e reglat volanul într-o anumită poziție, se vede destul de ciudat acolo. Nu este estetic cu partea asta de aici și cu partea aia ridicată în sus. Cred că de la volan se vede altfel, asta e sigur. Nu e nicio problemă. Vedeți display-ul prin volan sau pe deasupra? E fix la mijloc. E fix la mijloc, adică vă acoperă vizibilitatea. Da, fix deci la mijloc. Fix la mijloc. Deci poate fi o soluție sau nu. Depinde foarte mult de înălțimea șoferului. Deci dacă vreți să luați o Toyota, să cumpărați o Toyota BZ4X, trebuie să faceți un test drive, să vedeți dacă într-adevăr vi se potrivește. Când am testat o prima dată, neavând un reper foarte imediat, să spunem așa, un punct de reper foarte imediat, Am spus că scaunele sunt confortabile și sunt confortabile, dar nu la nivelul Nissanului Ariya din față. Adică acum simt diferența. Când m-am mutat din mașina aia, mașina asta, imediat s-a simțit diferența. Cam asta ar fi. Spații de depozitare avem aici în partea de jos, USB-C, o priză de 12V unde mi-am pus toate lucrurile la încărcat. Aici avem un wireless charger, schimbătorul de sens și în rest toate butoanele clasice. Le-am mai prezentat, așa că nu o să intru foarte mult în detaliu cu ele. Continuăm drumul și o să vedem cu câtă baterie avem, ajungem la ea. Și avem 162 de km autonomie rămasă. O să vedem dacă și care va fi consumul la final. O să facem imediat schimbarea. Haideți să trecem în ID Buzz. ID Buzz, ultima mașină cu care mergem. Haideți să ne scăm puțin cu ușa asta. Deci apăsăm așa și se închide. O să-i facem o prezentare separată, pentru că îmi place cum arată. Ia să deschidem iar ușa. Ne jucăm cu ușa. Foarte mult spațiu în spate, evident. Acolo sunt toate materialele promoționale. Pun lucrurile mai în spate. Mă urc așa repede, ca să vedeți și un pic cum e spațiul de aici. Evident, foarte generos. Aici nu e nimic de discutat. M-aș fi așteptat de la ID Buzz să aibă zona asta din spate să fie compartimentată ceva mai interesant, nu știu, cu o măsuță, cu un scaun care să rotească, pentru că e foarte mult spațiu. Adică să-i fi creat așa o stare de camper, dacă vreți. Dar am înțeles că o să vină o versiune mai lungă care o să aibă alte lucruri interesante. Și cine știe, poate atunci o să se apropie mai mult de ideea asta de camper. Gata, hai să urcăm o mașină. Acum suntem într-o mașină cu adevărat mare. Parbrizul este undeva acolo, departe, în față. Îmi place combinația asta de materiale la interior. Partea asta pare din aluminiu, nu cred că nu e aluminiu, dar arată foarte bine. Și zona asta cu imitația asta de lemn deschisă la culoare. Aici avem o combinație
mai jucăușă. Recunoașteți display-ul de la ID3, este exact același display, același sistem de infotainment, nu o să intrăm foarte mult în detaliu. Evident, la fel ca și Cupra Born, doar că vedeți, exact ce vă spuneam, în partea de jos apare zona asta cu butoane suplimentară față de ceea ce am văzut pe Cupra și ceea ce este și pe ID3, este identic. Avem spații de depozitare generoase, aici avem un butonaj cu o clapetă pentru suport de pahare, un torpedou generos, bineînțeles, spații de depozitare pe aici, spații de depozitare și în zona șoferului, cu niște USB-uri și destul de practice. Un spațiu de depozitare și între scaune, foarte practic, foarte simplu, uitați, și bineînțeles că poate fi compartimentat. O să scot partea asta care este și desfăcător, da? Pentru sticlele de bere când te duci în camping. Mașina asta ar trebui transformată într-un camper van din ăsta, pentru că mă gândesc că acolo este publicul țintă, oamenii care vor genul ăsta de mașini. Consumul este foarte bun, 22,2. Mai devreme în Toyota aveam în jur de 22, deci diferență foarte mică. În schimb, mașina asta are o baterie mai mare, e de 82 de kWh capacitate totală, 7,7 utilă. Viteză maximă, cred că 145 sau 140, dar cred că 145 de km/h. Evident, nici nu vrei să mergi mai repede cu un microbuz, până la urmă, că chiar este un microbuz. Tracțiune, propulsie avem în caz de față, tracțiune spate, spuneți cum vreți. Și cam astea ar fi datele în mare. Mie mi se pare un consum bun, ținând cont de condițiile meteo în care suntem și comparativ și cu celelalte mașini. Cam așa arată și în spate. Din păcate nu pot să stau acum și să fac un review foarte detaliat, dar cu siguranță să prinde și avariile, că avem aici o situație neprevăzută. Da, gata. Mie îmi place, senzația este foarte plăcută. E ceva diferit, într-adevăr. Adică simți că te afli într-o mașină cu totul diferită față de tot ce am condus astăzi. În partea de sus avem aici niște parasolare din astea uriașe, foarte mari, pentru că normal parbrizul e mare. Încărcarea pe AC este de 11 kW, aș spune normală, iar pe DC de 170 de kW. Adică mai mult decât suficient. Văd o diferență aici la schimbătorul de sens. E diferit față de ID3 sau Cupra Born. Și cam astea ar fi diferențele, să spunem, dacă vorbim despre zona asta de infotainment. Ai o baterie, să spunem, suficient de mare. Dacă e să luăm consumul de acum, vedeți, începe să scadă, 22,1. Și probabil că o să ajungem undeva un consum în jur de 22. Dacă împărțim la o baterie de 77, probabil că faci peste 300 de kilometri, te apropii de limita de 400 pe o vreme bună. Și evident că nu o să mergi foarte tare cu mașina asta. Pe autostradă la 135 mă aștept consumul să fie foarte mare, pentru că are o suprafață foarte mare. O să testăm și lucrul ăsta când o să avem mașina la dispoziție, dar până atunci trebuie să vă spun că e într-adevăr o senzație foarte plăcută cu mașina asta și sunt sigur că le-ar plăcea și copiilor. În spate arată bine. Cam asta este, încă puțin și ajungem la Iași. Probabil ăsta a fost cel mai lung video pe care l-am publicat pe canal până acum, dar asta este. 7 mașini, 500 de kilometri, nu se putea mai scurt. Am ajuns cu bine la Iași, suntem la Palace Mall. În spate vedeți toate mașinile acolo aliniate frumos și mașina de asistență, un Kia Sportage plug-in hibrid. Poate le electrificăm și pe la anul viitor. Trebuie să vă fac o mențiune la ID Buzz. Există posibilitatea să configurez scaunele în spate și în alte moduri. Deci exact ceea ce spuneam eu, poate să creeze senzația de camper, de van, pentru că până la urmă aia ar trebui să însemne ID Buzz. Nu știu ce a ieșit pe această înregistrare, foarte multe schimbări, foarte multe mașini testate într-o singură zi. M-am concentrat mai mult pe a înțelege fiecare mașină, pentru că în afară de Toyota n-am mai testat nicio altă mașină. Mai este ID, mai este Cupra Born, care practic e foarte similar cu ID3, dar și Cupra Born trebuie descoperită ca mașină, pentru că sunt niște diferențe. Aici intervine rugămintea mea să mă ajutați, să lăsați întrebările voastre în comentarii, pentru că la întoarcere de la Iași la București o să conduc eu mașina și o să încerc să răspund la toate întrebările pe care le lăsați în comentarii.
toate mențiunile. Tot ce aveți de spus despre mașinile din spate, lăsați-le în comentarii și o să le dezbatem pe drumul de întoarcere. Și în felul ăsta completăm și informațiile care n-au fost spuse pe drumul, în drum spre Iași. Cam asta este. Dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine!